Salutare și bine v-am găsit! Astăzi avem la review Huawei P10 Plus, un device de anul trecut, dar care încă stă bine la capitolul performanță. Față de modelul P10, P10 Plus oferă nu doar un ecran mai mare, dar și o rezoluție mai bună. Trecând la unboxing, Huawei ne oferă o experiență de unboxing premium. Imediat ce deschidem cutia, găsim telefonul, care vine pe culoarea Graphite Black, un fel de negru. Îl punem deocamdată deoparte. Mai avem un plic cu documentația acestui telefon și cheița sertarului celor două cartele SIM și al cardului microSD. Avem o cutie cu cablul de încărcare și transfer date USB tip A, USB tip C, o pereche de căști și, cel mai important, încărcătorul, un încărcător destul de special cu o putere de încărcare ce urcă până la 5A. Avem un telefon bine închegat, subțire, cu o construcție din aluminiu. Pe partea din față avem un ecran de 5,5 inch cu un panel IPS și o rezoluție de 2560x1440. Deasupra avem camera fotosecundară cu un senzor de 8 megapixeli, senzorii pentru luminositate și proximitate și difuzorul pentru apeluri, iar sub ecran avem senzorul pentru amprentă. Pe partea lateral dreaptă avem butoanele de volum și butonul on-off, ce are o textură interesantă și o ramă oarecum roșie. În partea de sus avem senzorul pentru infraroșu și microfonul secundar. Sub telefon avem portul jack de 3,5 mm pentru căști, portul USB tip C pentru încărcare și transfer date, microfonul principal și difuzorul. Iar în partea lateral stângă avem sertarul pentru cele două cartele SIM, cartele SIM ce pot fi folosite fie în paralel, fie o cartelă SIM și un card microSD. Partea din spate este alcătuită în mare parte din aluminiu, cu o bucată de sticlă în partea de sus, unde se află ansamblul camerelor foto, cu o cameră de 20 de megapixeli monocrom și o cameră de 12 megapixeli color, ce beneficiază de zoom optic 2x, focalizare cu laser și stabilizare optică. În plus, aceste două camere sunt ajutate de un blitz LED cu tonalitate dublă. Senzorul pentru amprentă deblochează foarte repede ecranul și suntem trimiși în meniul principal al sistemului de operare Android 7.0 Nougat, ce activează sub interfața MIUI 5.1 a celor de la Huawei. În partea de sus avem meniul cu comenzi rapide și notificări, iar în partea de jos nu avem un sertar cu aplicații, în schimb acestea pot fi sortate pe ecranele principale sau adăugate în foldere. Am instalat Shantutu, unde telefonul a scos un scor destul de bun de 137.878, iar în Geekbench 4, în testul single core, acesta a scos 1865 și în testul multicore 6396 de puncte. Asta asigurându-ne că telefonul se va mișca fluid atât în meniuri și aplicațiile de bază, cât și în jocurile care vor cere o putere mai mare de procesare. În plus, Huawei ne-a preinstalat doar aplicațiile de bază de care avem nevoie, fără nimic inutil instalat în plus. Ca și specificații, avem un chipset High Silicon Kirin 960, ce are în componența sa un procesor octa-core ce urcă în frecvență până la 2,4 GHz, avem un accelerator grafic Mali G71MP8 și 6 GB memorie RAM. Ca și stocare avem o capacitate de 128 GB cu posibilitatea de a adăuga un card microSD cu dimensiuni de până la 256 GB. Iar ca baterie avem o unitate de 3700 mAh, ce ar trebui să ne asigure o autonomie decentă. La capitolul fotografie, telefonul se descurcă foarte bine, avem poze clare, culori naturale, iar telefonul se va descurca cu brio chiar și în condiții de luminositate scăzută. În plus, avem și modul bokeh, care cu ajutorul celor două camere ne ajută să scoatem subiectul în evidență. În concluzie, dacă vă doriți un telefon cu un design premium, performanțe peste medie și camere foto ce surprind imagini de o foarte bună calitate, Huawei P10 Plus este o alegere ideală. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și link-uri utile. Nu uitați să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja, iar noi ne revedem data viitoare. Eu am fost Cătălin și vă doresc o zi excelentă, la revedere!